Aveți emoții? Nu! Nu, bineînțeles. Nu! Pentru Simona Radiș, Ana Maria Popescu, Ciprian Tudose și Mugurel Semciuc, anul 2021 va fi unul greu de uitat. Medaliați cu aur și argintă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sportivii clubului Steaua București au fost la înălțime și la final de an. De ziua națională a României, cei patru campioni au efectuat un zbor deasupra capitalei la bordul unui IAR 330 Puma Socat. Cum a fost zborul? Impresionant, dar bineînțeles, ca orice nouă experiență, are și părți bune și părți mai puțin bune. Să vezi Bucureștiul de la înălțime, da, este ceva extraordinar. Am fost puțin invidioasă, aș putea să spun, pe echipaj, pentru că practic ei la antrenamente văd în fiecare zi Bucureștiul de la înălțime, dar pe de altă parte am văzut și urmele civilizației, ca să nu mă exprim altfel, și e trist. E trist pentru că nu avem noi grijă de locurile noastre. Ai mai repetat experiența și cu altă ocazie? Cu siguranță da. Mai ales că am avut ocazia să ascult și conversația dintre celelalte echipaje. Practic pentru ei a fost o zi normală de antrenament, pentru noi a fost ceva extraordinar. Nu știu, sunt atâtea detalii de care am fost și într-o mașină de raliu, știu cât de mult înseamnă comunicarea și cred că asta ar trebui să învățăm și noi de la ei, pentru că totul trebuie să fie la secundă și fiecare virgulă contează enorm. Cum se întâmplă și în viață de altfel. Impresionați de experiența trăită, sportivii roșialbaștri au declarat că sunt gata să răspundă pe viitor și la alte noi provocări. Ce parte a zborului te-a impresionat? Mi-a plăcut mult momentul decolării și al aterizării, mi-a plăcut și peisajul foarte mult. Acest zbor m-a impresionat, ridicarea elicopterului și senzația plăcută cu care se mișca dintr-o parte în alta în timpul zborului. Te-a tentat și un salt cu parașuta? De ce nu? Sunt deschisă provocărilor și cine știe, pe viitor probabil voi încerca. De mult îmi doresc un salt cu parașuta și sper că pe viitor să particip la un salt cu parașuta. După o bine meritată vacanță, Simona, Ana Maria, Ciprian și Mugurel au reintrat în sistemul centralizat de pregătire și se gândesc deja la competițiile importante de anul viitor. 2021 a fost un an în care ai fost la înălțime din toate punctele de vedere. Ce îți propui pentru 2022? Bine ai spus, 2021 a fost un an la înălțime, l-am încheiat la înălțime alături de cei de la Forțele Aeriene, iar pentru 2022 mă voi antrena mai mult să fiu cu un pas și mai sus față de 2021. De 1 decembrie, de Ziua Națională României, am să te rog să transmiți un mesaj tuturor românilor. Vă doresc la mulți ani, la mulți ani românilor și în principal vă mulțumesc pentru toate susținerea din acest an. La mulți ani, România! Clubul sportiv al Armatei Steaua București mulțumește bazei 90 aeriene Otopeni, bazei 57 aeriene Mihail Cogălnicianu și sergentului Tuță Narcisa pentru sprijinul acordat în realizarea acestui material. La mulți ani!